Judecătorii de la Judecătoria Târgu Jiu nu au fost de acord cu propunerea de arestare preventivă a Carinei Stegăroiu, instituind doar o interdicție de părăsire a localității timp de 30 de zile. Femeia este acuzată că, în calitate de director economic al unei firme, a falsificat mai multe ordine de plată către furnizori, iar banii vira în conturile familiei sale. Judecătorii au respins cererea de arestare preventivă, dar au impus câteva condiții pe care Carina Stegăroiu trebuie să le respecte în următoarele 30 de zile. Astfel, aceasta trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală sau, după caz, la instanța de judecată ori de câte ori este chemată, să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemată, să nu își schimbe locuința fără încuvințarea instanței de judecată, să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. Dacă ar fi primit mandat de arestare preventivă, Carina Stegăroiu risca să-și piardă și un al doilea loc de muncă, aceasta fiind lector la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu.